Salutare, fraților! Bine ați venit la un nou vlog! Astăzi sunt în Sibiu pentru prima dată la târgul de Crăciun de aici. Vreau să vă iau cu mine să descoperim împreună cum este amenajat și care sunt prețurile practicate aici. Dar înainte să intrăm, v-aș ruga tare mult să mă ajutați cu un like și cu un subscribe. Pentru voi este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. De asemenea, nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când postez câte un vlog nou. La prima căsuță, un lango simplu costă 10 lei, în timp ce cele cu mujdei, cu smântână și cașcaval și cu cremă de cacao 20, un baton cu lapte 3 lei, turtă dulce 15 lei sau 10 lei. Mi se par niște prețuri destul de decente, dar haideți mai departe să vedem ce prețuri mai descoperim. La următoarea căsuță, de asemenea, prețul decent, cuprins între 5 și 20 de lei, prețul practicat la absolut orice cafenea din orașul vostru. La următoarea căsuță, după cum puteți vedea, se servesc clătite, prețul cuprins între 19 și 35 de lei, în funcție de ce topping vrei să ai. Știm deja că nu există târg de Crăciun fără vin fiert, aici un pahar costa 10 lei, un pahar cu ceai 7 lei și o pălincă fiertă 8 lei. Cam acestea sunt prețurile la mâncare gătită, atenție, prețuri pe 100 de grame și cam așa arată mâncarea de aici.
Cam astea sunt prețurile și de la următoarea căsuță. Aceasta se numește Why Not. De aici mi-am cumpărat un pahar de vin fiert la 15 lei. Vinul a fost foarte bun și se încadra perfect în această atmosferă de Crăciun. Băi, fraților, cam ăsta a fost târgul de Crăciun de la Sibiu. Vreau să lăsați acolo în comentarii care a fost cel mai frumos târg de Crăciun pe care l-ați vizitat, ce v-a impresionat și care au fost prețurile pe care le-ați plătit acolo. De asemenea, nu uitați de like și de subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou vlog.